Faptul că nu candidez pe nicio listă, la niciun partid, așa cum nici acum 4 ani de zile, deși luam tot felul de decizii în sensul ăsta. Și am pornit toată ideea asta de la un material care a apărut în ziarul Unirea, care se numea Legalitatea este de necontestat în primăria Alba Iulia. Și referitor mai mult la titlul articolului decât la conținut, eu am făcut niște precizări, două chestii care o să vă dau materialul ăsta la fiecare, știi? Și vorba de două, vreo 4-5 lucruri care eu le consider de o gravitate ieșită din comun, din care două o să vi le prezint. În primul rând vreau să vă spun că am fost excrocat de șefa de Comisiei de Fond Funciar de aici, din care reprezenta Miceștiu, în urmă cu câțiva ani, în complicitate cu Secretariatul Primăriei Alba Iulia. Am și depus un dosar penal și urmează să depun și la DNA. Deci, practic, mi s-a vândut o suprafață de teren pe care o aveți în spate de circa 2500 de metri pătrați, care, de fapt, a fost vândută cu vreo 3 zile înainte, cu vreo 3 luni înainte. Ăsta e titlul falsificat de către ei. Vedeți aici că scrie conform cu autenticul. Da? Deci prezenta copie este conform cu autentică. Semnat de Secretariatul Primăriei Alba Iulia, administrației condusă de primarul pe care îl știți. În baza acestui fals, m-am prezentat la notar, am cumpărat terenul. Cumpărarea acestui teren îmi aduce astăzi prejudicii de peste 250.000 de euro, datorită faptului că toată infrastructura pe care am realizat-o în spate, de pe vreo 3 sau 4 străzi, gaz, apă, canalizare, curent electric, trebuie mutată. Pe lângă asta, sunt niște probleme de-a dreptul infernale cu care mă confrunt și eu consider că treaba asta trebuie analizată, bineînțeles, de organele de drept. Nu vă mai spun faptul că fiica doamnei, fostă președinte, German Viorica, cum o cheamă, candidează pe lista de consiliere a PDL-ului pentru alegerile locale. Asta vă las pe voi să comentați. Și vreau să vă mai prezint încă câteva aspecte, dar ca să nu mai pierdem timpul, vă prezint un al doilea aspect foarte important. Eu, împreună cu niște parteneri, am investit aici într-o stație de epurare, în urmă cu vreo 5 ani de zile. Stația asta de epurare am făcut-o pe banii noștri și în baza unei hotărâri de Consiliu, pe care, din păcate, nu o am la mine, dar o să vă pun la dispoziție, a fost preluată de către SC Apă Canal, adică această societate, prin având ca și proprietar și primăria Alba Iulia. Și unde apare legalitatea, în ghilimele? De ce valoare a fost investiția? Poftiți? De ce valoare a fost investiția? În jur de vreo 40.000 de euro. Deci pe lângă asta au fost 40.000 de euro făcută pe banii noștri, plus încă vreo 120.000 de euro rețeaua de canalizare, care împreună cu stația de epurare a fost donată primăriei. Bine, nu aveam nicio pretenție că, bineînțeles, era interesul nostru ca să facem canalizarea asta, nu a primăriei. Însă problema și paradoxul apare aici. Pe de o parte, eu primesc amenzi de la Garda de Mediu și plătesc întreținerea de 4 ani de zile acestei stații de epurare și de pe partea cealaltă, această societate încasează bani de la oamenii de aici din zonă pe bază de facturi. Deci e vorba de câteva familii, inclusiv pensiunea ARA, care plătește facturi la această societate și eu sărțuit, mi-a amenințată familia și așa mai departe și de vreo 4 ani de zile. Precizare. Mircea Trifu vorbește în numele lui personal, nu al celor care au cartierul. Da, sigur, asta am precizat deci eu. Deci numele lui personal și nu are nicio legătură. Noi, da, ca să predăm stația, avem de îndeplinit niște condiții la care acum lucrăm. Da, exact, asta. Și te rog frumos, Mircea. Da, sigur, sigur. Asta, deci noi, ca să predăm stația, avem într-adevăr de vreo 4, de vreo 3 ani. Dar reprezentați, dacă nu vă supărați. Da. Ca să știm și noi cu cine vorbim. Da. Să vă cunosc. Păi... poate deci Dorin e unul dintre partenerii mei cu care am făcut investiția aici în Orizont. Înțelegi? Dorin e unul dintre partenerii cu că care s-a făcut. Și da. Intervenția noastră trebuie să fie consemnată. Să, chiar vreau să consemnați, îl vorbește numele lui personal. Dar și noastră, exact. Și nu altceva. Pe cine reprezentați? Sunteți un grup de parteneri? Suntem sau un grup de parteneri. Suntem vreo 6 parteneri care am făcut investiția asta aici. Înțelegi? Ca să știm cu cine vorbim. Da. No, deci după cum vă spuneam,
după cum vă spuneam, de 4 ani de zile plătim întreținerea la stația asta de epurare și ei încasează pe bază de facturi în fiecare lună bani pentru furnizarea acestui serviciu de canalizare și a folosinței stației de epurare. Dacă voi credeți că asta e legal, să vedem mai departe. Cam așa se desfășoară administrația locală în Alba Iulia. Toate lucrurile astea se întâmplă datorită faptului că în urmă cu 4 ani de zile am avut o poziție critică vis-a-vis de administrația Hava. Și toată încrengătura și caracatița asta de tip mafiot, care conduce orașul, care se bazează numai pe amenințări, pe tensiuni, pe frica oamenilor și pe impunerea unor decizii luate de către de la vârful piramidei, am ajuns să fiu împreună cu alții victima și, după cum ați văzut chiar în exemplu înainte, încă trăim în frica și în teroarea asta. Oare ce ne-ar face cineva dacă spunem adevărul? Oare nu cumva mâine o să se dea niște telefoane și o să continuăm să plătim încă 10 ani de zile și o să fie împiedicată preluarea stației de epurare? Cam asta ar fi așa în mare cele două elemente. Ar mai fi încă de spus multe alte lucruri. Drumul ăsta pe care ați venit pe aici asfaltat până aici au fost făcut din banii noștri personali. Evident că l-am asfaltat și am solicitat măcar un sprijin logistic în urmă cu 2 ani de zile, dar tot din probabil răzbunare și din cauza atitudinii mele care eu am de a spune adevărul, măcar nu există nici în zi de azi autorizație pe drumul respectiv. E vorba de vreo 2 km de drum unde s-au investit vreo 300.000 de euro. Puteam să mai tragem încă un strat de uzură peste asfaltul ăla, nu s-a făcut treaba asta tocmai din cauza asta, că a fost un dezinteres total.